6-4, poartă în casă. Apropo de casă, curățați și voi coșul de fum. Dacă te trebuie, mie îmi curăță-l tu. Lasă bre că merge și așa. Dar nu e periculos? 6-6. Hai că te-am ars. Siguranța nu este un joc de noroc. Curăță și repară mijloacele de încălzire și coșurile de fum pentru a evita incendiile și intoxicațiile. RISC. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în colaborare cu E.ON România. Bună ziua, dragi telespectatori! Ne reauzim la o nouă emisiune, Ora Adevărului. În această după-amiază, alături de mine este Nicolae Ivănuș, candidează la primăria Lupeni, Pro-România. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Ce mai faceți? Cum mai merge sau cum mai funcționează motorul campaniei? Deci suntem la o săptămână relativ destul de plină de când a început campania, cel puțin pentru mine. Este o campanie neconformă sau, nu știu, neobișnuită pentru mine. În primul rând, dezavantajul. După cât că legea electorală crea un dezavantaj cu alegerea primarilor dintr-un singur tur, care dă șanse primarilor în funcție, ca și caz general, a mai apărut și această situație de, cu pandemia, cu anumite instrucțiuni sanitare care nu permit și nici nu se pot face campanii clasice, discuții cu oamenii și așa mai departe, ci, cel puțin din punctul meu de vedere, unica și singura formă de a comunica cu electoratul este forma online, mijloace mass media și materiale promoționale care, din păcate, nu le poți da tu personal pentru că trebuie anumite sisteme de protecție. E pericol și pentru tine și pentru om, că nu știi niciodată. Din câte am auzit, au fost cazuri de consilieri locali care s-au infectat cu acest virus, ba și candidați la primărie din alte oraș, și vă dați seama că mie personal nu îmi convine să trec printr-o situație periculoasă, să mă trezesc două săptămâni în izolare sau așa mai departe. Ce noutăți deci este o campanie anormală, care ne le puteți aduce după ultima prezență la noi în studio? Noutăți deosebite nu sunt, deci să se fi schimbat ceva. Eu îmi văd de programul de campanie, caut să îmi transmit proiectele, consider că reușesc să le fac destul de cunoscute. Chiar dacă, să spun, în Lupeni sunt puține locuri de afișaj, a trebuit să... Câte aveți la Lupeni? Deci sunt numai 6 locuri de afișaj. Deci eu consider că pentru numărul de locuitori sunt puține, deci nu sunt reprezentative în toate cartierele. Dar mă rog, asta e situația, suntem toți în aceeași situație, contracandidați. Partidele mari și prin organizarea care o au și membrii care sunt, normal că sunt avantajate. Noi suntem cei care reprezintă partide noi sau mai mici, au un anumit handicap, dar... Asta e situația, trebuie să participăm, trebuie să ne jucăm șansa până la capăt. Eu cel puțin vreau să-mi joc toată șansa, pentru că Pro-România, de fapt, prezintă o alternativă la ceilalți contracandidați. Deci, o nouă alternativă cu anumite proiecte. Consider eu că sunt cele mai bune proiecte și, de asemenea, candidatul prezentat de cel mai competent și cu experiența cea mai mare pentru primărie și, de asemenea, și lista de consilieri
candidați pentru Consiliul Local este cea mai cuprinzătoare și cea mai bună. Da. Deci spuneați că cu privire la campanie, din start, de la bunul începutului, a spus, sau de la prima emisiune, aproape o lună de zile, că nu sunteți de acord cu campania. Da, sigur. Dar acum asta e situația și trebuie să... Trebuie să vă duceți să... campania la bun sfârșit, că e ok, că nu e ok, deci, trebuie să... În primul rând, ca să participi, adică ca să zici, trebuie să participi și... Dacă vrei să joci, iarăși trebuie să participi. Eu am jucat rugby vreo 13 ani și am trecut prin diferite situații cu pregătire. Au fost meciuri în care am și câștigat, meciuri în care am și pierdut. Și am învățat principiul că ai pierdut continuu, ai câștigat continuu. Deci, oricând... Eu atunci vă întreb pe dumneavoastră, nu vreau nici să... dau cu bățul în baltă să prind vreun pește, dar nici nu vreau să știu că n-am fost. Și atunci vă întreb, cum arată infrastructura pe plan local? Eu consider că infrastructura în Lupeni, în ultimii 3 ani jumate cu actualul primar, a făcut progrese deosebite, în sensul că s-au reparat drumurile principale, s-au făcut multe locuri de parcare, s-au reabilitat și înfrumusețat parcurile din oraș, sau majoritatea parcurilor, și se continuă pe linia asta. S-au reabilitat niște construcții care erau părăsite, neglijate, mă refer la blocul de lângă Lidl sau fosta casa pensionar sau cabinetul stomatologic, s-au făcut multe progrese, dar în schimb consider că mai este foarte mult de făcut. Și aici mă refer la reabilitarea intrării în oraș. Pe viitor există o perspectivă deosebită. Da, în oraș este o problemă cu animalele pe domeniul public. Auziți, deci această problemă a fost, nu este o regulă, nu pot să zic că este o regulă. Într-adevăr, sunt probleme și cu anumite animale, pentru că Lupeniu este un oraș care are și o istorie, deci are și băștinași, care efectiv... nu prea mai au terenuri disponibile pentru pășunați sau nu vor să-și dea la stână sau tradițional animale și s-au mai întâmplat anumite accidente. Eu știu că s-au luat măsuri, dar câteodată mai apare excepții, care tot așa cum în anumite localități, inclusiv astăzi în Petroșani, am văzut o căruță trasă de cai prin centru, deci care este ilegal. Nu putem face aici o regulă. Adică să zici, domne, nu se poate că a apărut așa ceva. Eu știu că persoana care este stăpâna acelor animale a fost amendată de foarte multe ori. Din câte știu, cuantumul de amenzi e ridicat. Asta din presă, nici a văzut în presă. Mă și surprinde că recent se mai poate întâmpla așa ceva. Eu știu că s-au luat măsuri, dar dacă nu au fost... cu rezultate, sunt măsuri luate degeaba. Dar există posibilități legale. Nu, că este un caz similar cu Petroșaniu și în Petroșaniu. Da, am văzut și în Petroșaniu așa ceva, dar v-am spus, în primul rând... Dacă... Administrația locală are o problemă, adică poliția locală din sub... Deci, trebuie să se discute cu oamenii respectivi, să se rezolve problema. Deci nu întotdeauna cu amenzi, ori să se dea un loc de pășunat corespunzător, ori să se păsteze tradiția, să fie trimise la munte, la stână, aceste animale și conform tradiției istorice. Ce să caute totuși animalele în oraș? Este ilogic și nefiresc. Da. Ce ați fi făcut dumneavoastră dacă ați fi fost edil cu privire la acești oameni ce dețin bovine? Deci am făcut...
soluția care ați... Deci soluția care... Hai să ne gândim, că n-ați sunteți primar. Deci soluția... Trei oameni din municipiul Lupeni au vaci. Deci făcut un loc de pășunat, Lupeniu are terenul disponibil, făcut loc de pășunat ori ținând cont de terenurile oamenilor, ori să nu coboare în ora, să rămână sus pe munte sau pe deal, mai ales că locuințele oamenilor sunt sus pe deal. Deci nu mi se pare firesc să fie coborâte în oraș. Deci și în primul rând, ca să rezolvă o problemă, trebuie să fii pe poziția care e. Nu mă apuc eu să dau lecții că nu știu ce probleme are omul respectiv. Deci nu vreau eu să dau lecția pentru o problemă care... Deci sunt soluții, trebuie rezolvate. Deci problemele care sunt trebuie rezolvate. Ar exista o portiță ca și virgul acel fermier sau crescător să aibă pășunea lui. Deci nu neapărat portiță, trebuie să fie proceduri, trebuie să fie... Există lege, trebuie aplicată legea și făcută procedură pentru aplicarea legii. Deci clar, când apare animalul respectiv, cineva trebuie să intervină într-un fel, nu neapărat cu amendă. Deci, părere. Ar mai deci, fi o problemă. Părere. Pe lângă linia ferată se mai apare săptămânal acel târg. Deci, târgul tradițional, da. Târgul de joia, la care eu personal nu-i văd utilitatea. Da, da, este o problemă. Vedeți pe acolo chiar oamenii a trei linia ferată. Gândiți-vă la ora actuală dacă ar trece personalul de 3 ori, 4 ori pe zi. Nu există sau... calea ferată, dacă luăm exemplu de ultimii 5 ani, 10 ani, nu cred că a fost vreun incident sau eveniment. Nu, dar deci, zic că nu este sintetic. Și din ce cauză? Una la mână, nu există un gard care să separe acea piață de linia ferată și doi, nici nu gazonul ăla nu este... Deci nu vă înțeleg ce spuneți. Efectiv și ieri a fost târgul, dar, repet, nu văd utilitatea acelui târg. Și dacă se spuneți că nu vedeți farmecul târgului. Nu văd utilitatea, dar hai să acceptăm că va fi un târg săptămânal pentru diferiți comerciați care vor să vină, trebuie un loc amenajat. Nu, acela nu e loc amenajat. Bun, dar ținând cont că iarba nu este tunsă. Dar n-am treabă cu iarba. Eu vorbesc de locația respectivă, pe o stradă veche, dezafectată, multe este clădiri acolo sunt în curs de... Deci nu consider că e locația corespunzătoare. Trebuie locația amenajată. Corect. De o locație amenajată ca piață de secondent sau de... De exemplu, cum este la Târgu Jiu. Nu neapărat la Târgu Jiu. Ca la Lupeni să fie amenajată de către primărie. Deci problema piețelor și a comerțului stradal e problemă de autoritate locală. Deci piața din centrul orașului, piața din Bărbăteni, eventual și alte piețe, că această piață a fost în Bărbăteni, aceasta de vechituri în zona Gării. Deci acolo, nu știu de ce nu se mai face, dar trebuie un loc amenajat. Sunt spații în Lupeni care pot să amenajeze o asemenea piață. Și putem lua exemplu cum este la Vulcan, piață este locație amenajată, cum se încearcă la Petroșani cu zona stadionului, deci cât era în încinta stadionului, consider că era amenajată, acum am văzut că există tendința să vină din nou pe stradă, dar au fost, deci din punctul meu de vedere, pentru așa ceva, nu-și are rostul, deci nu are eficiență să zicem că deci sunt anumite produse. Deci nu văd eficiența acestei piețe. Este important să vă întreb cum vă prezentați cu privire la bannerele de pe acele afișe, acele pancarde. Ce bannere? Să lipesc 2-3 afișe pe fiecare banner. Este câte un loc amenajat, la Petroșani sunt deci 12. Vă referiți la vizier. Vizier, cum bannerele sunt altceva, nu. Avizierele sau locurile de afișaj sunt stabilite prin dispoziția. Bun, la Petroșani sunt 12, la Lupeni câte sunt? Nu, 12 ce? 12 locuri. V-am spus că la noi sunt 6. 6. Responsabilitatea... A existat problema următoare, să dispară vreun corp unde se pun acele afișe sau să se rupă afișele? Deci,
Sunt aceste, au fost aceste probleme, deci față de acum, anul trecut, spre exemplu, sau acum 4 ani, sunt cam 60% din, deci 40 au dispărut, pentru că erau montate în parcuri care s-au reabilitat și nu s-a mai făcut avizierul la loc. În schimb, în prima zi de campanie, pentru că erau numai 3 aviziere, s-au mai completat și la ora asta sunt 5 sau 6 aviziere sau locuri de afișaj. Eu mi-am pus câte un afiș conform legii pe fiecare loc de afișaj și asta e, deci, responsabilitatea stabilirii reprezentative, chiar am vorbit la începutul intervenției pe subiectul ăsta, este a primăriei, care primăria, prin primar, are obligația să asigure locurile sau afișajele necesare. Eu consider că nu sunt reprezentative în tot orașul, dar poate greșesc. Asta e situația, suntem toți cu aceleași condiții. Eu am încercat să pun afișe și în mediul privat, n-am prea găsit înțelegere la comercianți, alții au găsit, bravo lor. Asta e situația, depinde de susținerea care o ai. Trebuie să recunosc că cele două partide mai mari, PSD-ul și PNL-ul, au susținere mult mai mare din partea comercianților și din partea unor de afaceri. PNL-ul și PSD-ul au susținere. Deci PSD-ul mai mare și PNL-ul au și ei. Deci, dar celelalte, ăsta e dezavantajul partidelor mici la campania actuală. Da. Spuneți-ne de ce ar avea nevoie oamenii din Lupeni, nevoile oamenilor care ar fi? Rog, sunt probleme și probleme, deci în urma discuțiilor sunt și probleme sociale și probleme care le-am identificat eu, care doresc eu, deci am după o analiză, nu mi-am stabilit prea multe proiecte de realizat, dar insist pe 8 puncte mari și importante, care le consider neapărat de rezolvat, în ce privește, în primul rând, infrastructura și mă refer aici la intrarea în oraș. Țin neapărat, e o chestie unde am insistat și acum 4 ani, am insistat și acum 8 ani pe problema de anvelopare. Dacă acum 8 ani anveloparea prin fonduri europene se referea doar la izolarea energetică sau la îmbunătățirea gradului energetic, acum este eligibil, chiar de acum 4 ani, și repararea acoperișilor, care în cartierul Bărbăten este o necesitate, că trebuie imediat schimbate acoperișurile care sunt făcute din azbociment și este directivă europeană încă din 2001 care interzice, iar noi în 2007 trebuia să ne aliniem la această directivă, deci nu trebuia să se permită construcția acestor acoperișuri, chiar dacă au fost făcute în regie proprie și fără autorizații de construcții, oamenii și-au făcut singuri, dar acestea trebuie schimbate neapărat cu acoperișuri, odată cu anveloparea, curățirea subsolurilor și reabilitarea scărilor. Toate sunt cheltuieli eligibile, inclusiv pentru cele 16 blocuri turn din oraș, repararea sau dotarea cu lifturi, care și acestea sunt eligibili pe fonduri europene. Dar problema cea mai importantă, care eu consider prioritate și cu aceasta aș începe, constituirea asociațiilor de locatari. Și eu fac o promisiune, indiferent că voi fi ales primar sau nu, voi fi ales numai consilier local, voi face echipă sau voi sprijini conducerea primăriei care va fi aleasă de către cetățeni să facă acest proiect, constituirea asociațiilor de locatari. Și mă voi ocupa personal și insist să rezolv chestia aceasta, și pentru că numai prin asociațiile de proprietari, reformulez asociația de proprietari, pentru că este singura procedură prin care se pot atrage fonduri eligibile pe acest program. Da. Asta în ce privește infrastructura la care insist în mod deosebit. De asemenea,
se neglijează foarte mult Albia Jiului de vest în municipiul Lupeni. Nu pot să înțeleg, spre exemplu, și cei de la Apele Române care au o responsabilitate și s-a văzut la aceste inundații, că aceste inundații s-au făcut într-adevăr și din cauza sau factorul primordial a fost debitele deosebite sau exagerate care au fost, dar în schimb și albile necurățate pe anumită porțiune, mai ales în zona de centură, unde sunt ilegal amplasate cotețe sau anumite construcții pentru creșterea animalelor sau pentru altceva. Eu consider că toate construcțiile trebuie puse în legalitate. În ultimii 30 de ani s-au făcut multe construcții, s-au făcut eforturi, spre exemplu, la garaje, toate localitățile Văiejiului să se intre în legalitate, chiar dacă inițial au fost făcute cum au fost făcute, trebuie albile sau Albia Jiului de vest în zona municipiului Lupeni trebuie curățată și amenajată de către cei de la Apele Române. Dar ca să facă chestia asta Apele Române, în primul rând, trebuie să se facă curățenia, ecologizarea albilor, iar e un proiect la care insist, inclusiv ecologizarea și amenajarea pâraielor din municipiul Lupeni. Da. Altă problemă de care consider că trebuie rezolvată sau ar trebui să fie prioritate pe viitor, care vreau eu să insist, este îmbunătățirea infrastructurii școlare, mai ales în ce privește la Liceul Tehnologic din Lupeni, care ar putea fi, tot prin fonduri europene atrase, ar putea fi o bijuterie de învățământ liceal. Din păcate, acele spații unde era și teren de fotbal, era și internat, teren de basket, teren de handbal, cantină, acum 40 de ani, este tot un paragină, s-au făcut îmbunătățiri doar la nivel de clase. Consider că acolo se poate face un adevărat pilon de învățământ. Pe când acum Liceul Tehnologic, spre surprinderea mea, în ultimii 7-8 ani de zile nu s-a depășit 15-16% nivelul de promovabilitate la bacalaureat. Eu cred că într-adevăr responsabilitatea actului educațional sau al al învățământului propriu-zis prin programele care sunt ale Ministerului, dar și autoritățile locale pot să-și aducă contribuția, mai ales prin felul că Consiliul de Administrație e numit de către autoritatea locală, de către Consiliul Local. Deci, sunt mulți, să revin la infrastructură, sunt mulți care spun, n-am spus că sunt eligibile și curățirea subsolurilor, că subsolurile sunt ale oamenilor. Într-adevăr, sunt ale oamenilor, dar împreună cu primăria, prin niște parteneriate, trebuie rezolvate, pentru că e o problemă de mediu, de curățenie. Mai ales acum, vedeți unde ne-a adus starea de sănătate, ce probleme sunt. Deci, lipsa de curățenie creează boli și trebuie eliminate. Există protecția mediului și în cadrul compartimentului sau în cadrul primăriei, trebuie să-și facă treaba. Trebuie să acționeze. E la fel ca și cu albile Jiului de vest și ale pâraielor. Da. Dar vă revin acum la Liceul Tehnologic. Eu cred că acolo se poate face un pilon de învățământ deosebit, un proiect care să aibă rezultate deosebite cu ajutorul profesorilor. Pe când acum v-am spus ce înseamnă. Eu nu pot să înțeleg, dascălii de acolo nu au orgoliu, am cunoștințe care, spre exemplu, au luat 9,5 la limba română și 3 la matematică. E ce nu înțeleg.
cum să iei bacalaureatul. Deci chiar nu poate fi învățat un elev până la nivel de nota 6 și așa mai departe. Revenim după un scurt moment publicitar. În cazul în care se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul și liniștiți persoanele din jur. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Nu utilizați liftul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă, lângă un perete interior sau adoptați o poziție ghemuit, acoperit și susținut de un obiect solid. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. Dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. Dacă vă aflați în apropierea unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Pe cât este posibil, îndepărtați-vă de clădiri, stâlpii și cablurile de electricitate, copaci sau alte obiecte care pot vătăma. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul.
Dacă vă aflați într-o clădire în spații comerciale și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, rafturi cu mărfuri, pereții exteriori sau alte obiecte care pot vătăma. Nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Dacă vă aflați în apropierea unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Pe cât este posibil, îndepărtați-vă de clădiri, stâlpii și cablurile de electricitate, copaci sau alte obiecte care pot vătăma. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Bine previi decât să nu fii. Instalează-ți detectoare de gaz și incendiu. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru situații de urgență cu sprijinul E.ON România și Delgaz Grid. Am revenit după acest scurt moment publicitar. Domnule Ivănuș, spuneți-ne cum vedeți economicul pe plan local. Din păcate, municipiul Lupeni s-a dezvoltat în ultima sută de ani pe baza a fost mina Lupeni și zona este monoindustrială. Mina Lupeni din 2018 este pe închidere. Deci viitor nu mai e. Deci trebuie găsită neapărat altă soluție. Singura soluție care se conturează în momentul de față și pentru locuri de muncă și pentru venituri suplimentare pentru autoritățile locale, chiar și pentru veniturile operatorilor economici în domeniul comerțului sau alte domenii de prestări servicii care sunt în Lupeni, este turism. E doar o părere personală. În turism, în stațiunea Straja, care este de interes național, s-au făcut multe îmbunătățiri și multe investiții, atât în sistemul local, autorităților locale, cât și în sistemul privat. În ultimii 4 ani, mai mult în sistemul privat. Deci, consider că stațiunea Straja va fi motorul economic al municipiului Lupeni. Dar motorul economic în momentul de față este în perioada de iarnă, între lunile noiembrie, începutul decembrie, sfârșitul lui martie. Consider că trebuie găsită neapărat o alternativă și pentru turismul alternativ de primăvară, de vară, de toamnă. Într-adevăr, sunt pași mici cu înființarea unor tabere, anumite concursuri de specialitate pentru sistemul montan, de biciclete, motocross, chiar și automoto, care s-au făcut acțiuni, dar nu sunt suficiente. Consider că trebuie dezvoltat atracțiile turistice și jos în oraș, atât prin locuri de cazare, cât norocul municipiului Lupeni este că începând de anul viitor,
există platforma de tranziție justă a bazinelor carbonifere pentru Valea Jiului, fonduri europene care sunt separate de fondurile de coeziune, care poate fi folosită. Și tot din 2021 primăria o să aibă la dispoziție niște terenuri noi. Mă refer la circa 40 și ceva de hectare la fosta mină sud, deci chiar la intrarea în oraș, unde, din punctul meu de vedere, există un proiect al primăriei la nivel de studiu de fezabilitate pentru a crea condiții pentru atragere de investitori, dar eu personal consider că s-ar putea face un parc tematic, sunt diferite parcuri tematice pentru atragere de turiști. Spre exemplu, am văzut și în Germania și în țările nordice Lego parcurile. De asemenea, am văzut prin zonă de Simeria, Bangpot, parcul florale. Deci se pot face o atracție turistică pentru programul sau pentru perioada aprilie-octombrie. Iar un asemenea parc tematic ar putea, cu orientare mai mult către copii și către tineret, ar putea atrage 1500 locuri de muncă, ceea ce consider că în prima fază ar fi suficient. Investiția n-ar fi mare, dar ar trebui un sistem de parteneriat public-privat, deci primăria să dea terenul, să vină un privat să facă investiția. Nu știu dacă ați fost la Arsenal Park să vedeți o investiție tot de genul ăsta, și mai sunt și în județ, mai sunt și în țară. Deci consider că trebuie făcut o investiție turistică în zonă și e doar o idee. De asemenea, în programul meu am spus înființarea a două parcuri industriale. Eu consider că acele parcuri industriale există, deci este incinta Lupen Sud, care ar trebui, care este a primăriei, dar e foarte, consider că nu este îngrijită absolut deloc, e lăsată la grija celor care au închiriat spații acolo și intrarea, eu am lucrat acolo și era o incită deosebită, are facilități de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, chiar și cale ferată, și de asemenea va fi incinta de la Lupeni, mina Lupeni, M. Lupeni, unde în momentul de față, de la poarta 2 a minei, pentru cunoscători, fac precizarea asta, până la stadion, inclusiv ștrandul, inclusiv inclusiv stadionul, sunt ale primăriei, inclusiv incinta preparații. Deci acolo se va face o ecologizare și sunt toate condițiile pentru un alt parc industrial. Dar încă o dată repet, acei investitori nu pot asigura niște locuri de muncă extraordinare la mai mult, să zicem, la nivel de 100-200 de locuri de muncă. Pe când turismul și astăzi în Straja, în perioada de iarnă, se asigură peste 1000 de locuri de muncă. Chiar și la ora actuală sunt locuri de muncă în Straja. Deci, la mina Lupeni, mina Lupeni nu mai e reprezentativă în municipiul Lupeni. Sunt în jur de 750 de muncitori care, de fapt, veniturile lor reale nu mai sunt pe extracție, ci pe lucrări de închidere. Se vorbea oare acum câțiva ani de eoliene? Dar există program, dar nu în zonă. Deci nu poate să-și aducă contribuția în Valea Jiului eolienele. Deci se pot face anumite parcuri, dar în zonă montană. Ce avantaj ar aduce autorităților locale? Eu vorbesc de creșterea veniturilor pentru autoritățile locale. Știți care este bugetul primăriei la municipiul Lupeni? Sau știți vreun buget din Valea Jiului? Întrebați când chemați un consilier local sau că ei participă la buget. Deci în jur de 40 de milioane de lei. Sau, mai bine zis, în jur de 7-8 milioane de euro. Din bugetul ăsta, 80% merge pe salarii. Ce să ții cu... Pentru că și... Asta e o problemă. Reforma administrativă trebuie făcută. Cred că am mai zis și la emisiunile trecute, eu sunt partizanul unei singure localități administrative în Valea Jiului.
ce rost are să ținem 105 consilieri locali? Să nu fie 5 OAT-uri să fie, sau 6 să fie? Deci sunt 3 municipii și 3 orașe. Oraș cu 3.000 de locuitori, oraș cu 7.000 de locuitori, municipii cu 25. Și v-am spus, la Lupeni bugetul este 40 de milioane de lei, deci sub 10 milioane de euro. Deci este mic pentru tot aparatul. Să dai și asistență socială, că trebuie să ai grijă și de oameni în dificultate. Deci, știți cât are voluntarul? La același număr de locuitori, de 50 de ori, 60 de ori mai mare bugetul. Păi atunci ce vorbim? Despre ce vorbim? Vor unii promit să țină și sport, să țină și aia, să țină și cultură. Când de fapt toate aceste activități nu se pot face decât de către privați. Deci dacă avem ceva fotbal în Lupeni e datorită sistemului privat, dacă avem ceva cultură datorită sistemului privat și așa mai departe. Da. Deci asta vreau să spun. Deci trebuie luate măsuri să crească veniturile și nu prin taxare sau suprataxare, ci să dezvolți activități economice. Eu cred că dacă ar veni un investitor mare, zis cum ar fi Dedeman... Ce motiv ar avea aici? Ce motiv ar avea? Spuneți un motiv. Avea piață de desfacere. Pe unde e? Toată a venit Kaufland. De unde? Deci, nu știu, dumneavoastră spuneți... În ce e specializat Dedeman? Construcție. Păi se construiește, observați că se construiește în Draci. Nu vedeți că se demolează. Da, toată lumea vrea să... Eu zic că 80% din populație cumpără de la Dedeman. Păi nu știu, de la Dedeman că merge la Deva. Sau la Târgu Jiu. 80 sau 50 de kilometri nu e distanță extraordinară, dar nu vedeți că Valea Jiului este deschisă numai la spre nord și spre sud. Spre est și spre vest nu sunt deschise, da. Nu se dorește. Nu mai vrea nimeni drumul spre Herculane, decât Povești, drumul spre est, către Voineasa, care e deosebită zona de acces acolo. Nu vrea nimeni să repare. E plin de grob de 30 de ani, 35, că și pe timpul lui Ceaușescu era sub orice critică. S-a încercat cu Transalpina ceva, s-a ajuns la DNA și așa mai departe, că de fapt așa suntem românii, nu putem fi și constructori și serioși și... Da. Aș vrea să vă mai întreb ce semne au venit de la județ cu privire la această campanie. Adică mă gândesc că în ultima perioadă ați avut vreo ședință pe la județ. Ce v-au spus? Doamne, nu facem ședință. Deci avem discuții foarte dese, foarte... Exact astăzi, o săptămână, a fost Victor Ponta aici, ne-a încurajat, dar în schimb ne-a atenționat să respectăm instrucțiunile sanitare, regulile, nu cumva să se îmbolnăvească careva. N-ați văzut, ca și la fotbal. Se desfășoară, dacă ești îmbolnăvit, ești penalizat. Asta e, de fapt, e o luptă. Noi luptăm mai mult, că suntem puțini. Suntem la început de drum. Chiar față și PMP-ul e un partid mic în Valea Jiului, dar poate este mai vechi. Iau patru ani. Poate peste 4 ani de zile. Domnule, noi zicem că peste două luni, peste o lună. Nu, ziceam altceva, poate peste 4 ani de zile Victor Ponta va fi... Deci proiectul nostru sau proiectul la care, din care fac parte și din care m-am... sunt acum în Partidul Pro-România, clar, este Victor Ponta președinte în 2024. Nici n-am ascuns că acesta e proiectul nostru. Deci atunci vrem să avem, mai ales atunci vor fi parlamentare și prezidențiale împreună. Peste 4 ani. Și poate atunci situația deci, se... Eu consider, chiar sunt mulțumit, la început nu mă deranja o alianță, dar acum chiar sunt mulțumit că suntem singuri în deci nu mai există această alianța luptă. PSD. Poftiți? Alianța PSD nu mai există. Dar nici n-am fost vreodată. Era vorba că să... Vorba. Deci, și nu trebuie să o priviți ca o răutate. Problema e că la alegerile locale, vrem să ne facem evaluarea, ce reprezentăm noi ca Pro-România. Inclusiv eu personal, Ivănuș Nicolae, vrea
să-și facă evaluarea în fața cetățenilor din municipiul Lupeni. Să vedem. Este apreciat. Nu neapărat prin programe, ci și ca om ce a făcut și ce a lucrat. Această oră, cum vă și peste 4 săptămâni, nu știu, aștept până în 27. N-am altă posibilitate, nu pot discuta cu oamenii decât pe forma asta. Acum aș vrea să-ți obraznic. Alte partide, de ce obraznic? Păi să vă spun, alte partide, 2, 3, reușesc să discute cu oamenii, dar să spuneți că nu puteți. Treaba lor. M-ați înțeles? Poate și în Petroșan colegii mei discută. Adică să înțeleg că noastră, atâta de frică vă este de acest virus? Nu că mi-e frică, dar mă păzesc. Respect. Deci eu sunt la convins că este. La Petroșani, colegul dumneavoastră, ieri a fost în zona colonie. Îl felicit. E foarte bine. Eu în mare știu ce programa. Asta s-a întâmplat și la Petrila, în altă zonă. Bun, și ce vreți să spuneți? Vreau să spun că mă gândesc că mi se pare aiurea dumneavoastră să nu aveți curajul să... Dar nu e vorba de curaj, domnule. Eu fac altfel de politică. Am înțeles. De ce există campanie electorală? Deci, nu știam că politica e de mai multe feluri. De ce? Știam că politica... Păi de ce trebuie să... Deci, care e politica? Adevărul că politica... Deci scopul meu e să-mi transmit mesajele. Uitați că vine aici să transmit mesajele. Da, dar mai este și politica aia lantă, care o practică unii de ani de zile. Știi, e treaba lor, domne, e treaba lor. Să meargă și cu zahărul și cu făina, să facă ce vor. Eu asta o fac. Am proiectul meu, nu l-am făcut, auziți... Mai am și experiență și de campanie. Asta e a treia campanie la care candidez ca și primar, cu diferite rezultate. În următoarea emisiune vreau să discutăm puțin despre proiectele care le aveți. Păi, avem timp. Abia aștept. Da. Putem discuta până dimineață de proiect. Dar eu am făcut niște proiecte majore de care să discutăm și atâta. N-am intrat în amănunte și, domnule... de fapt... Nu vreau să spun că eu tot o să fac treaba. Se știe foarte bine ce am făcut până acum și dacă știu să fac treaba sau îmi fac treaba. Sau spun povești. Că sunt mulți care mă acuză de povești. Când colo eu 30 de ani am demonstrat că sunt om de cuvânt și rezolv probleme. Așa cum este bine. Mulți n-au avut încredere când am zis, domne, la mine Lupeni vom da producție sortată. Râdeau toți și... Compania Națională a Uile, când au văzut după 2 luni de zile de la numirea ca director, toată lumea se lăuda că m-au numit pe mine. Da. Deci am trecut prin aceste chestii. Domnule Ivănuș, noi nu vă mai reținem foarte mult pentru că mai aveți și o altă invitație și de aceea nu vreau să pierdeți acea invitație. Dragi spectatori, noi ne reauzim cu Nicolae Ivănuș săptămâna viitoare la aceeași oră și săptămâna viitoare vom discuta puțin despre proiectele care vrea să le pună în practică pentru următorii 4 ani. Eu pot să vă spun un weekend plăcut și va veni o săptămână fulgea. Rămâneți alături de știrile News Valea Jiu. La revedere! La revedere!